Bună seara tuturor, Tarotela sunt aici, de data aceasta cu o lectură spirituală. Continui cu capitolul 3, să zicem, dintr-o carte scrisă de maestrul Omram Mihail Ivanhoe. Continuăm. Pentru cei care sunteți interesați, mai mult decât tarot, mai mult decât niște mesaje pentru viața voastră de zi cu zi, pentru cei care sunteți interesați de creșterea voastră spirituală și de a înțelege lucrurile dintr-o altă perspectivă. Această carte vorbește despre sau descrie aspecte profunde relevate în Apocalipsa lui Ioan. Deci continuă. Personajul pe care Sfântul Ioan l-a văzut și pe care l-a descris la începutul Apocalipsei este deci Melchisedec. Sfeșnicele de aur așezate în jurul lui arată că el posedă întreaga cunoaștere. El ține în mână 7 stele, ceea ce înseamnă că el deține toate puterile. O sabie iese din gura sa, arătând că puterea cuvântului îi aparține. Cuvântul său declanșează evenimentele, le orientează, le stăpânește. Cele două mânere ale sabiei strălucitoare ce ies din gura sa arată că el are puteri asupra binelui, cât și asupra răului. El eliberează spiritele de lumină și înlănțuie spiritele întunecate. Iisus, preot al lui Dumnezeu preanalt, după rânduiala lui Melchisedec. După cum scrie Sfântul Pavel, poseda la rândul său puterea cuvântului. Cu ajutorul cuvântului, el i-a alungat pe demoni, i-a vindecat pe bolnavi, i-a înviat pe morți. Iisus a comunicat această putere a cuvântului discipolilor săi atunci când a spus: ceea ce veți lega pe pământ va fi legat cu cerul, iar ceea ce veți desface pe pământ se va desface și în cer. O mică paranteză. Din acest motiv, mare grijă, ceea ce faceți, cei care vă considerați, să zic, mai puternici decât restul și vă permiteți să legați sau dezlegați fără să gândiți în prealabil. Mare responsabilitate avem în felul în care comunicăm. Continui. Îmi cer scuze de întrerupere. Melchisedec spune de mai multe ori în Apocalipsă: eu sunt Alfa și Omega, primul și ultimul, începutul și sfârșitul. Cum Apocalipsa a fost scrisă în limba greacă, literele folosite sunt evident prima și ultima din alfabet. În ebraică, care este limbajul cabalei și care a fost și cel al lui Isus și al Sfântului Ioan, cele două litere sunt Alef și Tav. Dar de ce trebuie menționate aceste litere din alfabet? Care este valoarea unei litere pentru ca o ființă de o măreție precum Melchisedec să rostească: eu sunt Alfa și Omega? În limba franceză, când vorbim despre domnul X sau doamna Y, putem înțelege orice. Orice persoană sau, în orice caz, oameni pe care nu ne străduim să-i identificăm. Cuvintele lui Melchisedec: eu sunt Alfa și Omega, sau eu sunt Alef și Tav, trebuie interpretate ținând cont de funcția simbolică a alfabetului în gândirea ebraică. Pentru cabaliști, literele reprezintă mult mai mult decât ceea ce noi definim drept litere, cele care ne sunt folositoare zilnic pentru scris. Mai mult chiar, cele două litere Alef și Tav nu trebuie considerate separat. Între prima și ultima literă a unui alfabet se înșiruie toate celelalte. Interesant, da? Fiindcă nu putem separa sfârșitul de început, așa cum nu putem separa nici picioarele de cap, evident. Scuzați-mă. Un alfabet este un corp, un ansamblu viu alcătuit dintr-o succesiune de elemente, de litere, iar ordinea în care ele sunt așezate nu este întâmplătoare. Pentru cabaliști, cele 22 de litere ale alfabetului ebraic sunt reprezentarea analogică a celor 22 de elemente prin care Dumnezeu a creat lumea. Interesant că... Dar nu o să comentez altă dată. Sefer Yetzirah,
Sau, Cartea Creației, atribuită lui Avram, povestește că la început Dumnezeu a numit literele pentru a le încredința, interesant, câte o misiune în creația lumii. Celor trei litere mamă, Alef, Mem și Shin, li s-a dat misiunea de a crea respectiv aerul, apa și focul. Interesant, da? Cele șapte litere duble, Bet, Gimed, Dalet, Kaf, Pe, Resh și Tav, au creat cele șapte planete. În sfârșit, cele 12 litere simple, He, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Lamed, Nun, Samesh, Ain, Tzade și Konf. Eram sigură. Au creat cele 12 constelații zodiacale. Cele 22 de litere care includ totalitatea creației reprezintă elementele, forțele, virtuțile, calitățile, spiritele puterii, prin combinațiile cărora universul a fost creat. Datorită acestor litere vii, Dumnezeu a făcut cuvinte și fraze. Astfel, lumea a fost creată și continuă să se creeze. Atunci când inițiații studiază sensul cabalistic al literelor ebraice, ei o fac deci pentru a citi și a pătrunde limbajul viu al naturii. Eu sunt Alfa și Omega, înseamnă eu sunt cuvântul, cele 22 de elemente cu ajutorul cărora lumea a fost creată. Astfel mai apar legăturile existente între Apocalipsa împărțită în 22 de capitole. Același număr cu cel al literelor alfabetului ebraic. Și Evanghelia Sfântului Ioan, ale cărei prime cuvinte sunt: la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Toate prin ele s-au făcut și fără el nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Aceste două cărți atât de importante ale creștinismului, Evanghelia și Apocalipsa Sfântului Ioan, sunt plasate sub semnul cuvântului, al cuvântului creator. Dar majoritatea oamenilor are obiceiul de a folosi cuvântul într-un mod atât de banal, încât nici nu-i mai pot înțelege rolul său creator. Deci aveți grijă, grijă ce vorbiți. Cei care poate aveți obiceiul de a înjura, scuzați-mi paranteza. Creația pe care ei o cunosc este mai ales cea a nașterii copiilor, un bărbat și o femeie care se unesc pentru a da naștere unui copil. Simplu și banal. Ei bine, există tocmai o mare analogie între cele două forme de creație, cum apare cuvântul? Cu ajutorul gurii, alcătuită din limbă și cele două buze. Limba reprezintă principiul masculin, cele două buze principiul feminin. Iar când limba și cele două buze se pun în mișcare, dau naștere cuvântului, copilului. Interesantă descriere, nu? Dacă vă mulțumiți doar să deschideți gura, nu veți putea scoate niciun cuvânt, veți emite doar câteva sunete. Pentru a ajunge cu adevărat să folosiți un limbaj articulat, cele două buze și limba trebuie să fie împreună. Cele două principii, masculin și feminin, trebuie să fie împreună unite. Când este vorba despre conceperea unui copil, atât timp cât cele două principii sunt separate, femeia într-o parte, bărbatul de cealaltă, puterea lor creatoare individuală nu este întreagă. Ele trebuie să se întâlnească. Și câte povești și complicații nu derivă din toate acestea. Romanele, piesele de teatru, filmele sunt pline de aventuri comice sau tragice, ale tuturor celor care au dorit să se întâlnească. În timp ce, în Dumnezeu, cele două principii nu sunt separate, de aceea el poate crea continuu. O ființă perfectă posedă cele două principii, dragii mei. Să nu mă înțelegeți greșit. Eu nu spun că în planul fizic trebuie să posedați cele două principii, ar fi ridicol. Chiar dacă există o teorie conform căreia la originea sa ființa umană a fost hermafrodită. În stadiul actual al lucrurilor trebuie să acceptăm faptul că principiul masculin și principiul feminin există separat. Însă în planul spiritual ființele trebuie
să realizeze în ele însele cele două principii. Principiul iubirii și principiul înțelepciunii, fiindcă în acest moment ele se vor găsi în adevăr și vor poseda forța. Ce este un mag? El este un creator care posedă înainte de toate cunoașterea, dar și iubirea pentru a putea da viață acestei cunoașteri. De aceea, atunci când el vorbește cuvântul său, care este plin de această lumină și căldură, de această înțelepciune și iubire, devine puternic. Și astfel, el va produce efecte în lumea întreagă, în întreaga creație, în lumea vizibilă și în cea invizibilă, pentru a-i mobiliza pe oameni, pe îngeri, pe arhangeli, pe spirite și pe elemente. Trebuie să înțelegem că toate au o legătură și că de la om la cosmos există o analogie, o corespondență absolută între toate regnurile naturii. Soarele vorbește și cuvântul lui este lumina ce cade pe pământ asupra noastră, asupra planetelor, a animalelor, a tuturor ființelor. Să presupunem acum că limba este tatăl, cele două buze sunt mama, iar cuvântul este copilul. Așadar, ceea ce tatăl dăruiește mamei este cuvântul ce însuflețește, înviorează. Voi vă veți da singur seama despre ceea ce reprezintă lumina care vine din soare. Este același lucru cu ceea ce tatăl îi dăruiește mamei pentru a avea un copil. Deci, la fel cum soarele fertilizează pământul, în același fel, bărbatul fertilizează femeia și tot la fel cuvântul rodește în suflete și în inimi. Este aceeași lege. Atunci, acela care vorbește devine tată, acela care ascultă devine mamă și astfel se nasc copiii. Copiii sunt sentimentele, emoțiile, gândurile, faptele. Vorbindu-vă astfel, eu ajung încet încet să restabilesc o parte a învățământului asupra celor două principii pe care Melchisedec i l-a dat lui Avram. Acum veți putea înțelege de ce simbolul unul mare inițiat este androginul, adică o ființă care posedă cele două principii, masculin și feminin, în ființa sa. Pentru a putea da naștere în el copilului divin, cuvântul, el trebuie să fie în același timp și mamă și tată, bărbat și femeie. Un inițiat este o ființă împlinită. Pentru a înainta în viața spirituală, trebuie să știi să aplici aceleași legi în toate regiunile, în toate planurile, în toate lumile. Deocamdată închei aici, o să continui data viitoare cu următorul capitol, dar referitor la cei care încercați să căutați ajutor la așa ziși inițiați, încercați să vedeți cât de împliniți sunt ei și cum aplică aceste principii despre care tocmai am vorbit. Vă mulțumesc pentru răbdare și pentru interes. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine, vă pup! La revedere!